Politica de securitate militară este important de știut că e cea care stabilește și coordonează activitățile destinate să reducă sau să neutralizeze eforturile de a slăbi sau distruge o anumită națiune prin atac armat din afara granițelor instituționale și teritoriale. Nu numai arta militară, geopolitica și tehnica militară sunt cele care întregesc securitatea națională, ci și părți din viața noastră de zi cu zi pe care în mod normal nu le-am asocia direct securității naționale. Ele astăzi sunt mult mai familiare dumneavoastră specialiștilor, dar și celor care nu se pricep la armată sau la securitate națională și care au ajuns să fie familiar cu expresii de genul securitate națională, soft power sau vulnerabilitate, pur și simplu citind ziarele sau accesând internetul. Fiindcă am vorbit de internet, el este atât un element de consolidare a securității naționale, cât și un element de vulnerabilizare a ei. Strategia de securitate națională se operaționalizează printr-un ansamblu de decizii, planuri, măsuri și acțiuni menite să prevină și să contracareze eficient riscurile și amenințările ce pun în pericol valorile și interesele naționale, precum și valorile care dau identitate și unitate construcției europene. Strategia are ca scop atât prevenirea și contracararea pericolelor generate de mediul internațional, cât și garantarea stării de securitate internă în ansamblul său a siguranței personale și securității comunităților. O națiune este sănătoasă și dacă e sănătoasă, toate sunt bune și prin, sau în primul rând, prin calitatea medicilor. Numărul lor, profesia și, evident, calitatea medicilor. Noi n-am sta foarte rău la capitolul ăsta dacă nu ne-am confruntat cu situația foarte neplăcută, dureroasă, a hemoragiei de medici români și de asistente medicale care pleacă din România să-și caute o situație mai bună, economică, materială, lucru pe care nu-l putem acuza pentru că fiecare om își caută în viață, nu? Primul lucru care îl afli cu libertatea este să-ți cauți propria fericire. Asta e esența de la Adam Smith. Și mult mai dinainte chiar. Oricum, trebuie să luăm măsuri. Iar măsurile nu pot fi de ordin, să-i spun, punitiv, restrictiv. Nu trăim într-o lume, trăim ca țară membra a Uniunii Europene, nu trăim într-o lume în care te mai poți, și nici nu e bine, să te închizi așa într-o găoace. Adică plătim un tribut pentru ceea ce suntem. Și atunci măsura cea mai importantă este exact contrară, să te dezvolți și mai mult. Poți ceva ca națiune, poți ceva să faci bine, fă cât mai mult bine. Medicina militară te pregătește pentru o profesie pentru care, în caz de amenințare la adresa siguranței naționale, responsabilitatea, competența și puterea de decizie trebuie să fie la fel de importante ca pentru cei care protejează și ne oferă securitatea națională. Organele de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale sunt Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, precum și Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, prin structuri interne specializate. Activitatea pentru realizarea siguranței naționale este organizată și coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare al țării.